Urmează știrile din sport. Spectacol de zile mari. Patinatorii ruși din spectacolul Stelele Moscovei pe gheață au reușit să încălzească și să încânte pe spectatorii care au fost prezenți ieri seară la patinoarul Ice Magic din Buzău. Spectacolul a început cu frumoasa poveste a spărgătorului de nuci, interpretată cu multă căldură de cunoscuții campioni ruși. A doua parte a fost rezervată galei campionilor, din care nu au lipsit tangoul argentinian, dansurile și jongleriile cu torțe, dar și un omagiu pe gheață adus cântărețului american Michael Jackson. La sfârșitul unei seri magice, patinatorii ruși au precizat că, deși au evoluat pe un patinoar deschis, frigul nu le-a făcut probleme. Într-adevăr, a fost foarte frig, dar acest aspect nu ne-a influențat evoluția în niciun fel. Vreau să vă spun că ne-am simțit foarte bine la Buzău. Publicul ne-a întâmpinat cu căldură și a fost alături de noi la fiecare execuție. În privința unei reveniri anul viitor la Buzău, Andrei Buchin, quadruplu campion mondial și olimpic, a lăsat loc de speranță, precizând că orice e posibil. Ne-am simțit extraordinar la Buzău. Show-ul s-a bucurat de un număr mare de spectatori în tribunele patinoarului buzoian, rămânând doar câteva locuri libere. La sfârșitul spectacolului, patinatorii ruși au fost asaltați de fani pentru autografe și fotografii. Buzoienii au putut să-i vadă evoluând în fața lor pe Natalia Bestemianova și Andrei Buchin, multipli campioni olimpici, mondiali și europeni, alături de Elena Valova, Aleander Vasileev, Irina Vorobieva, Igor Lizovski, Larisa Selensva, Oleg Makarov, Marina Ieltsova, Andrei Bușokov, Marina Pestova, Marat Akbarov, Oksana Kazakova, Artur Dmietrev, Vladimir Kotin, Alexei Urmanov, Andrei Vlașcenko și Kira Ivanova, alți deținători de titluri mondiale și europene la patinaj artistic, juniori și seniori. Igor Bobrin este un fost patinator rus născut pe 14 noiembrie 1953 la Leningrad. În 1981 a fost campion european, în 1978, 80, 81 și 82 a fost campion național. După încheierea carierei sale competitive a fondat propriul său teatru pe gheață. În prezent patinează în cadrul teatrului Stelele Moscovei pe gheață, unde lucrează ca antrenor și coregraf. Este căsătorit cu medaliata cu aur la Olimpiada din 1988 la patinaj artistic Natalia Bestemianova. Soția sa s-a născut pe 6 ianuarie 1960 în Rusia. În 1984 a devenit maestru al sportului al URSS. A participat la concursuri de patinaj artistic pe rechi împreună cu Andrei Buchin. Începând cu 1985 și până în 1988, alături de partenerul ei pe gheață, sunt neînvinși și se clasează pe locul întâi la campionatele mondiale de patinaj artistic. S-a retras din activitatea competițională în 1988 și alături de soțul ei, Igor Bobrin, se dedică proiectului inițiat de acesta, Stelele Moscovei pe gheață. Ultimul membru al tripletei, Andrei Anatolievic Buchin, s-a născut pe 10 iunie 1957 la Moscova. A început să patineze la vârsta de 7 ani la școala sportivă pentru copii și tineri din Moscova. La vârsta de 10 ani a intrat în Spartak și a început patinajul artistic. În anii 70 este ales să facă parte dintr-un grup de care se ocupă renumita antrenoare Tatiana Tarasova. Aici o cunoaște pe Natalia Bestemianov, alături de care a participat la competiții și a câștigat 4 ani la rând campionatul mondial și Olimpiada din 1988.